E război total între Burleanu și Becali. Nu cred că a participat la un singur blat, spune șeful federației despre patronul FCSB. I-a blocat numărul de telefon după mesajele primite noaptea după Rapid FCSB 1-0. Să-ți fie rușine pentru ce ai făcut, i-a scris Becali lui Burleanu după arbitrajul din Giulești. Am blocat domnului Becali numărul de telefon, astfel încât nu mai știu ce alte mesaje am mai trimis. Am făcut-o chiar pentru el, cu gândul la el, astfel încât să aibă, să spunem, mai puține păcate pe care să le împărtășească la următoarea spovedanie. Becali a plecat pe Muntele Atos și nu l-a lăsat pe Argăseală să participe la Comitetul Executiv și la Adunarea Generală a Federației. Profilul unui patron care se consideră stăpân, care consideră că fiecare om are un preț pentru a fi cumpărat, nu cred că are un viitor în fotbalul european. Totuși, Burleanu îl așteaptă pe Becali la federație, cu o condiție. O listă cu trei foști arbitri, cărora le-a dat bani sau alte beneficii. Am aflat tot acum cu această ocazie că domnul Becali a participat la un singur blat. Mă îndoiesc că e unul singur. Sunt oameni din federație care nu vor ca Becali să iasă din fotbal. O să-l sun, l-am mai sunat. Care-i problema? Nu cred că va rezista Digi foarte mult fără fotbal.